Am terminat primul rezervor de benzină. Am trecut cu mult de jumătatea grădinii. Deci primii 800 de mililitri s-au dus. Mi se pare un consum extrem de bun la cât am dat până acum. Alimentez și continuăm să terminăm grădina. Am terminat grădina. Aici sunt peste 2000 de metri, undeva spre, nu știu, la 2500, cred. Am lăsat pe aici puțin pe lângă gard, n-am intrat pentru că e denivelat și e în înclinația mare. Am verificat benzina. Am consumat, să zic, per total un litru și ceva. Deci o să încerc să vă arăt, dar nu știu dacă este posibil. După cum vedeți, dacă vedeți, benzina este foarte aproape. Deci am consumat la suprafața asta un litru și ceva. Am făcut 2 ore pe ea. Cu mențiunea, cum vedeți, pomii sunt foarte joși. Te încurcă, pierzi timp pe lângă ei. Deci aș fi mers mai repede și aș fi avut randament și mai bun, și consum mai bun, și timp mai bun. Pentru că încă nu sunt obișnuit cu distanța barei de cosire și ca să nu am surprize să las locuri necosite, merg oricum în afara pologului, deci o porțiune din bară îmi rămâne și nu lucrează, ca să zic așa, altfel aș fi consumat mai puțin timp, mai bun de lucru. Mușuroaiele te încurcă, după cum vedeți aici, în ultima parte au fost multe și
și mari și, nu știu, pierzi timp să curezi lama cu apă, taie foarte lejer acest gen de lăstari, nici nu-i simte. Deci nu vreau să laud motocoasa, dar merge foarte bine, deci comparativ cu una de umăr este extraordinar progresul. Chiar mă bucur că am cumpărat genul ăsta de utilaje. Acum probabil o să mă mut în, mai avem aici, s-au dus să verifice cât de mare este iarba, dacă o să o cosim. A trebuit și grădina asta și cealaltă, unde se vede acolo în fundal. Deci eu o să continui treaba. Per total sunt extrem de mulțumit. Deci taie foarte bine motocoasa. Nu rămâne niciun loc. Și uitați cât de aproape. Deci merge excepțional. Cam asta e prima lucrare, să zic așa. E 11 și ceva, eu o să continui treaba, dar nu cred că o să mai filmez. Până la un nou clip, vă salut, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc mult spor la treabă.